Steaua București s-a impus în deplasarea de la Târgu Jiu prin dubla lui Florin Răzdan, care a marcat primele goluri ale carierei în Liga a doua. Bărbulescu și compania i-au dedicat victoria cu viitorul Pandurii, antrenorului Daniel Oprița, care a sărbătorit ieri aniversarea a 40 de ani. Ai marcat două goluri foarte frumoase, cui le dedici? În primul rând un gol identic lui Mr. Caz, știm cu toții că este ziua lui, și al doilea gol familiei. Așa ne-am și propus să începem bine campionatul, pentru că asta e cel mai important. O să fie un sezon foarte greu, pentru că toți își dau viața cu Steaua, dar noi trebuie să luăm meci cu meci și să ne facem jocul și vom câștiga. Am luat-o de jos cu Steaua și mă bucur că sunt aici, că am rămas cu acest grup frumos, se vede că suntem o familie, cât și pe teren așa și în afara lui. Cât de mult contează suporterii pe care aveți alături mereu la fiecare meci? Foarte mult, vedeți, au făcut 300 de kilometri pentru noi, au venit în număr foarte mare, ținând cont că este marți, ora 7, cu munca, cu concediile, dar ne bucurăm noi prin victorii, trebuie să-i facem să vină cât mai mulți. Unul dintre cei mai constanți tineri fotbaliști din Ghencea, Adrian Ilie, a reușit să ofere și el prima pasă de gol în Liga a doua. Fază lucrată la antrenament, schimbare de direcție, pas în fața porții și gol. Îmi pare bine că am reușit să dau o pasă de gol, să am o realizare în afara faptului că am câștigat acest meci, asta e important. Îl felicit pe Răzdan că a marcat două goluri, sper să continue tot așa. Și un cadou frumos această victorie pentru Daniel Oprița. Da, normal, i-am urat și la mulți ani în cantonament. Îi dedicăm această victorie și sper să continue tot așa, nu? După aceste două victorii fără gol primit, steliștii cheamă suporterii în număr cât mai mare la meciul următor. Vă așteptăm în număr cât mai mare și la meciul de sâmbătă. Forța Steaua!